Da, având în vedere că se începe anul școlar, săptămâna viitoare, am pregătit școlile de pe raza comunei noastre, atât la Xenta Gârbiciu, cât și la Șoala. Le-am zugrăvit, le-am renovat, am montat camere video la Gârbiciu, Axente, cu monitorizare totală 24 din 24 de ore. Împreună cu Consiliul Județean am avut un proiect, un teren multifuncțional de sport, care la Gârbiciu l-am finalizat, iar elevii școlilor noastre, educația fizică, pot să o facă la terenul de sport, care este și de tenis, de câmp, și handbal, plus fotbal. Avem și microbuzul școlar cu șofer care poate duce elevii la orele de educație fizică în siguranță la terenul de sport unde pot să-și desfășoare activitățile.